În această dimineață, în jurul orei 4, un șofer în vârstă de 24 de ani a pierdut controlul mașinii și a lovit un stâlp de curent, mașina fiind proiectată într-un gard, apoi în curtea unei case. Accidentul s-a petrecut în Putna, pe drumul principal DN2H. În urma impactului puternic, pasagerul din dreapta, un bărbat în vârstă de 29 de ani, a murit. Șoferul mașinii a suferit un traumatism craniocerebral și o contuzie la coloana cervicală. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta avea o alcoolemie de 0,67 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz.